Bujorii au înflorit de o săptămână la Plănița, iar toată comunitatea se pregătește de sărbătoarea închinată a acestei zone unice în România. În fiecare an, bujorii de la Plănița înfloresc în prima jumătate a lunii mai. Aceasta este cea mai mare rezervație de bujori sălbatici din România, se întinde pe aproximativ 50 de hectare, iar în anul 2000 a fost declarată arie protejată de interes național. Pentru Plănița, bujorul a devenit mândria localității. De-abia așteaptă în a doua jumătate a lunii mai să înflorească aceste minunății de bujori, unde zilnic se perindă în această rezervație minunată, fac fotografii, trimit la prieteni. De fiecare dată însă, cei care vin să petreacă rup plantele și lasă în urmă un peisaj dezolant. Astăzi, peste 100 de elevi din Craiova și din Plănița au venit să admire această frumusețe și să lipească afișe prin care să atragă atenția celor care vor petrece aici să nu mai rupă bujorii. Am auzit de la bibliotecă că e foarte interesant. Până acum chiar ne-a plăcut. Mirosul e foarte frumos. Mi se pare frumos, mi se pare că e bine că încă avem genul ăsta de lucruri, că încă țara noastră mai este remarcată și prin așa ceva. Acțiunea de astăzi a fost organizată la inițiativa Agenției pentru Protecția Mediului Dolj. De câțiva ani, instituția încearcă să tragă un semnal de alarmă pentru ca una dintre bogățiile naturale ale Doljului să nu dispară. Sper că vom găsi înțelegere la populație și nu vom avea probleme. Trebuie să ne gândim că acest bujor nu este numai al nostru. Ar trebui să ne gândim că va trebui să fie și al generațiilor care vin după noi. Sărbătoarea bujorului se desfășoară anul acesta pe 14 mai și sunt așteptați peste 10.000 de oameni. Anul acesta, sărbătoarea a ajuns la 47-a ediție.